decizia care am dat-o noi Comisiei Naționale. Privind proiectul ăsta din hotărâri. Dar primar, poftiți la audiență. Poftiți aici, am văzut pe rogatoriu, pentru că n-am vorbit cu ziua de azi. Și poți, da. M-a lăsat nici pe ministru. Nu, 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 privind proiectul de hotărâri, privind însușirea inventarierii elementului de natură activă, datorii și capitalul propriu al proprietății patrimoniului primăriei, dar eu, ca și consilier, nu văd nicio lipsă. Ce să-mi însușesc? Nu am văzut niciun inventar, nu știu, comisia care a fost unită pentru inventariere și dacă și-o dat acordul, dacă o inventaria ceva. Aici, domnul primar, vine, să-mi însușim. Ce să-mi însușesc? Păi, dar nu l-am văzut, dumneavoastră l-am văzut. Nu la dumneavoastră la fel, poate și domnul primar ăla, dar noi ca și consilieri. Uitați noi să vă președinte. Doamna, un moment. Domnul primar. Vă pregătiți să fie serios să nu am un misie până la dispoziție să deci ca să pun la mamă nu pot să... Unde am? Că nu pot să pun un privat de pe toate instituțiile. Teren aparține în primărie, pășuri aparține în primărie, care alții li țin în folosință, nu știe nimeni. Li țin la lui, alții nu țin, alții nu. Asta e problema, noi nu știm nimic, deci... Domnului, cel mai bine așa, dacă doamna nu au o chestie, nu știu să punem pe comisii, ca să nu facă... Sunt multe bunuri care primăria, într-adevăr, să zici și le are inventat, dar nu le mai are. Domnului, pe cușetie sau urmă, așa, și o să punem pe comisii. Doamna Rupu, vă scrie să vădă. Domnul primar, să-i da? Da. Doamna Deus. Dați-mi voi, domnul primar. Îi dau voi, domnul președinte de comisie. După, da, după cum am spus, doamna secretară, urma să ne prezinte și decizia care am luat-o noi în Comisia Economică. Noi am spus acolo foarte clar, pentru acest proiect de hotărâri n-ar face obiectul Consiliul Local. Și vă spun și de ce. Consiliul Local nu își poate însuși rezultatele unui inventarier. Să condițiile și tot ce s-a găsit în urma inventarierii și însușește comisia, comisia da, care da, a făcut inventarier. Eu zic că e greșit aici spus însușirea. Da, noi putem lua la cunoștință de aspectele care au reieșit din inventariere, dar nu să ni le însușim noi printr-o hotărâre de Consiliu. De asta spun, eu zic că nu trebuie votat așa ceva și nu mai trebuie prezentat Consiliul Local. Doar adus la cunoștință. Da, exact. Nu? Exact. Da. Da, dar sunt o comisie care a fost unită sau se va numi? Da, e o comisie. Eu am fost președinte de comisie. Dar nu e vorba de a înșuși inventarierea și alte chestii care scrie acolo, datorii, capitală, cu are Consiliul Local. Dar ce să facă aici? Da. Fiecare în poziția lui, care o, când a fost inventariat, răspunde ca și gestionar de bunurile care le are primire și la fel compartimentul financiar contabil vis-a-vis de datorii sau capitalul propriu. Și domnul echipă, trebuie să spuneți. Puteți treacă pe adevărul la diverse. La diverse. Deci te aduc la cunoștință. Cunoștirea asta ca și cum aș avea eu... Și-a dus la cunoștință. Pământul care ține pantați și altul, și altul, și-a dus la cunoștință. Dar dați știți? O să vedem ce fac. Lăsați așa. Dar iau ceva. Poate n-ai înțeles, poate am înțeles, am înțeles. Dar iau ceva. Ce spui, mă? Noi tot timpul înțelegem. Nu te-ai văzut ce spui. Domnule echipă, aveți discuțiile diverse. Domnul Roșu. Doamna Dețu, discuți. În primul rând vreau să întreb, domn primar, cine a venit cu proiectul ăsta de hotărâre? Cine a îndrăznit să facă un asemenea proiect? Să vă răspundeți la întrebare, dar exact. Dumneavoastră, doamna secretară, doamna contabilă. Doamna contabilă. Doamna contabilă, ieri în ședința noastră, mi-a spus că dumneavoastră și cu doamna secretară. Acest proiect de hotărâre din start trebuie să cadă de aici. Pentru că
virgulă, Consiliul Local n-are nicio treabă să-și însușească inventarierea elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aparținând. Dumneavoastră sunteți ordonator de credite, ați făcut inventarul la toate bunurile astea și la toate care lipsesc și datorii și tot ce aveți și ați îi coordonați pe salariații dumneavoastră. Dumnealor răspunde tot ceea ce au inventariat, dumneavoastră eventual puteți să ne le aduceți la cunoștință. Dar nici într-un caz eu nu pot să ridic mâna și să însușesc ceea ce face cineva de care eu nu răspund. Cred că dumneavoastră înțelegeți foarte bine. Ne asum cumva, n-am știut de existența acestei hotărâri, că dacă știam, era de treabă, când a venit cu proiectul de hotărâri, cu un convocator. Să nu mai veniți niciodată cu asemenea. Am lăsat, domnule, dacă vă întreabă, vă zic că cel puțin și în ședința de Consiliu, am acceptat să pun și ședința de Consiliu. Asta mi-a sub curba, n-am știut de proiectul ăsta de hotărâre, până când n-am semnat convocator. În momentul ăla am acceptat ca să ne pun în procedură. Are cuvântul domnului Reagan. Da, dacă tot a venit în discuție subiectul cu datoriile astea, vreau să vă aduc la cunoștință, domnul primar, că dumneavoastră nu respectați deja, în privința punerii oamenilor competenți la recepții. La ce? La orice recepții. Vreau să vă dau niște exemple, că de asta am ajuns aici la datorii vorbesc. Deci, la niște recepții trebuie să fie oameni competenți. În asta spun și oameni competenți dirijit șantier, dar nu și-au făcut datoria. Am văzut datorii la școală, am văzut datorii la baza sportivă. N-am văzut datoriile care vor veni de la canalizare. Și ca să mă refer la ultimul, la canalizare, care mă pricep, nu știu dincolo sunt mai complexe, este și construcții și instalații. Vreau să vă spun că nu știu partea tehnică cum va arăta. Partea tehnică cu metri cubi săpați din teren, cu fotografii, cu IGESI, cu orice ce fel de comisii de lucrări ascunsă, care se cer în procesul verbal de recepție. Mă refer la toate lucrările de clasa a 3. Canalizare, școală, și asta. Hai să începem cu fiecare. Cu baza sportivă nu cred suntem așa. Cu toate, că nu am vrut să mă vindic. Dar cu școala, vă spun că sunt în temă, din cauza că s-au consumat banii, s-au făcut, s-au știut, dar nu s-au realizat nimic. Nu s-au realizat nimic? Spațiul public, presa spune că banii s-au dat. Domnul Mureanu, banii s-au dat diverse. Nu, dar este în capitolul ăsta cu datorii. Deci, la ora actuală, se spune că mai sunt datorii 1.800.000 și ceva la școală. Nu este adevărat. Hârtia este adevărat. Hârtia spune, nu spune. Nu este nicio hârtie care se spune. Este hârtia, am nota contabilă, poate ați mai dat de la 31 ianuarie 2013, poate ați mai dat de la 31 ianuarie. Doamna contabilă, cu Beivon și cu locul de 7 dimineață, cum să vă ziceți? S-au făcut... Bun, dar plățile astea s-au făcut, sunt niște specialiști și dumneavoastră puneți numai niște oameni care să semneze sau chiar de multe ori poate nu semnează. Nu se știe cum va fi treaba asta, dar vreau să vă spun, eu vă dau un exemplu la canalizare. Eu sunt convins că la canalizarea asta apar și praituri, apar tone de metri cubi de săpături și eu mi-am făcut așa în gustă și o mers fără și praituri și fără o poză, fără nimic. Domnilor, s-au înglobat bani acolo, banii oamenii. Dar ai secutat și dumneavoastră un kilometru și de canalizare? Nu, în canalizarea finală. Eu până am executat... Ați executat și dumneavoastră, domnul Consiliu. Vă rog frumos, explicați la ce ați făcut dumneavoastră. Nu, eu ce-am făcut eu, mi-am luat 50 milioane, am pierdut.
Nu, de la explicați cum ați făcut dumneavoastră. Eu da, dar nu am ajuns pe frigii. Ar fi trebuit să... Eu vorbesc în canalizarea în 27 de kilometri de ani. Câți kilometri? Eu vorbesc la altceva. 4 kilometri. Eu vorbesc de canalizarea asta. Plus că nu sunt respectat proiectul. Vă dau cum știți. Deci banii ăștia s-au aprobat și noi nu știm. Nu cum consider. Nu discutăm de... Deci, datoriile, să știm datoriile, pentru cine plătim, cui le plătim, de ce? La datorii, mai apare așa, mai apare o firmă care face dintre mai proiectele din apă. Și mai vine, bun, studiul de fezabilitate, vor în mod de contact. Mai vine cu... tot felul de note și tot felul de bani mulți. Și s-au dus la miliarde, la miliarde. Omul ăsta, acum. Cum? O făcut, îți dat doar la el. Am pierdut în instanță. Eu nu și-am pierdut în instanță, dar mi-am reprezentat niște rândii. Cât și pierd eu în instanță chestia asta pentru rândii? Dar eu nu am nimic. Nu am nimic. Dar ce nivel semn are ce înțeleg? Eu vorbesc de proiecte din salvătate, zis, nu știu cum, prin asta apar la datorii aici. Vorbim de punctul 3, dacă aș citit. Și apar la datorii. Datorii, balanța la 3.000, la 2013, la 31 decembrie, apar la datorii. S-au plătit fizic, fără discuții. De ce s-au plătit? Ne-au dat un braț de rădini. Deși nu s-au finanțat proiectul. Urmează proiect acum pentru apă. Pentru ce? Pentru că eu am proiect. E 2000, e 2004, e 2008. Tot proiect am. Tot te explicat, domnul Domnul Consilier, dumneavoastră sunteți necunoștințe de cauză. Nu știu. Explicați-mi și după aia. Păi când s-au făcut explicațiile respective, nu pare rău, dumneavoastră n-ați fost atent. Era Consilier, da. N-ați fost atent, dumneavoastră, sau nu erați în ședință. Puzesc, într-adevăr, există o problemă. Problema este ficare de rezervare. În situația în care se întâmplă unui greutăți, cel care o să fie acolo pe măsură, o să răspundă pentru treaba respectivă. Așa. Dar nu faci măcare afirmații că pentru un braț de hârtie. Dumneavoastră știți, dumneavoastră știți și înseamnă să facă. Acest este, apare în datorii. Să se facă, nu mai apare în datorii, apare că a fost, că a fost executată în unitatea noastră. Da. În urma dispozițiilor care s-au dat de prin curtea de conturi, sunt acum în măsură să se remedieze toate constatările care au făcut curtea de conturi și la sfârșit, când vine curtea de conturi ca să vină, verifici cum s-au realizat, atunci se explică absolut tot. Domnul primar, proiectul ăsta de hotărâri spune clar. Spune tot prin care și datorii. Scrie clar aici. Active și datorii. Deci datoriile le-am și la acest zest. Prin actea de formare, prin tot felul de artificii. Nu arde la așa zis în momentul de față. În momentul de față, totul este în curtea noastră. În urma dispozițiilor care se dat în curtea și totul, sunt de mediază absolut. Totul și la inspecția finală, când vin la comunii de mare comunitate, pot răspunde. Pentru fata cu tare, vreau să ne dați, fata cu tare, vreau să ne dați. Eu sunt în măsură să ne dați. Așa este. Banii au fost mai pentru 2 ani atunci au fost, sub măsura ta este 2002 și cu apă și cu da, așa. Da, da. În 2008 n-am venit să atunci, când au fost putat, în 2009 s-au greșit un avion duș. Da. E, dar explicația acum, cât s-au dus firma de consultanță, deci
Costul Barnier. Eu i-am explicat destul de clar, să vină și să vadă, să documenteze, după aceea să facă afirmații gratuite pe care le-a făcut că are presa, are televiziunea acum în spatele lui sau în fața lui. Da. Și vrea să vină, arăt el acolo că el este cineva. Greșeala o fost. Este domnul primar, este cineva, să știți. Este. Greșeala este domnul primar. Este. Consiliul de țară a lăsat de Greșeala a fost, Consiliul Județean a lăsat față de primărie, proiecte bani au fost puțin și s-au împărțit în funcție de punctat. S-au dat ordinii ca să facă fiecare primărie să-și facă proiecte pentru a-l promova și s-au dat ordinii. S-au greșit la contract, ca să se recunoaște. Asta e. Și s-au greșit la jumătate. Cine au greșit la să plătească, mă interesează? Păi asta e. Bun, domnul primar. Nu poate mai vedea. Dar nu e lui, dar... Domnul președinte, să mai zic ceva argument? Da, hai să discutăm. Facem o diversie, așa și oamenii ies cu mai deci la punctul 4, pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie și iulie. 2014. Dar așa cum a rămas? Lăsăm să nu spunem. Eventual. Retrag. Nu, asta nu spun la bărbă. Nu spun. Nu spun la bărbă. Cine este de acord cu punctul 4? Mai este președintele și iulie. Mai tu ești. Da. Rog criticul la presă, special, dar nu special. Să vină pe data de când este ședința. Ești invitatul meu. Nu am fost rog, dar meu. Masa și șprinț în spate. Mă garantez că nu o să comenteze nimic. Masa și șprinț în spate. Da. Trece la punctul 6 pe ordine de zi la vineță. Cine vrea să scrie la cuvânt la vineță? Dacă nu ți-a scris la cuvânt, vreau să spune ceva pe aici. Să poți să mă spune. La punctul celor care ne-a trecut, ce a trecut? Privind aprobare, cum trebuie să execuți, pentru că nu s-a aprobat. Aia e data, aia e data, aia e data. 6 minute, 3 minute. Deci, proiectul ăla așa ce vreau. Și atunci ar vrea să mai vin pe el? Da, și că vineți. Băi, da, nu l-o scot, l-o scot. Bine, s-o scot de tot. Scot. Deci, a fost discuția la zatul ei din place. N-are datorii, primăria joasă n-are. Stai cu mine. Domnul președinte, am o propunere înainte de a trece la punctul 5 pe ordinea de zi, punctul diverse. Deci, să dăm la punctul 6. Să dăm întâi cuvântul Musafir, cetățenilor. Vreau să știu și eu de ce, pentru ce. Eu am trecut și vacii la soară, tot mi-au scos ochii că vacii mele pas pe soară. Acum le-am trecut alea 6 vaci, am 7, putem să mergem acasă să le filmăm cum stau. Deși eu până acum, la urmă, în momentul de față, sunt dator cu 10.000 de lei, am cumpărat fânați. Așa. Și țină capitele la graj. Și astea 6 le-am trecut la soară. Vreau să știu și eu. M-am dus de 3 ore la fața locului, am venit înapoi din rezolvat. Să știu de ce și cum. Dacă nu m-am redus, să știu care este cauza și care este problema. Vă mulțumesc. Ai domnul Sosă, dacă îmi dai voie să-ți spună întrebarea. Când am venit la fața locului acolo la... Da, da. Deci am venit cu domnul primar, da, eu, respectivii da, cetățeni da, care au da, concesionat da, suprafețe respective, organele de poliție, am hotărât da, să fiți pus în posesie chiar în da, aceea zi. Am venit la primărie. Acolo am citat un vreau.
Poftim? Acolo a licitat. Acolo a licitat. Acolo ai licitat 8 hectare de pășuni. Da. S-au venit la primărie, te-ai întors înapoi cu referentul agricol sau... Și cum am dus așa am venit înapoi? De ce? Nu știu care e problema. Care... De asta am venit, nu știu care e problema. Domnul primar, care e problema? De nu s-au mai pus în aplicare ceea ce s-a hotărât la față. Nu știu, a devenit domnul Balcan Marșel, el e proprietar. Poți să spun ceva să-l ajuns cu colegul meu? Poți să-l ajuns cu colegul meu? A spus dumneavoastră acum, domnul Lăpustă și cu domnul Barca au, s-au certat chiar acolo. Eu i-am spus un gărghiță să întocmească exact cum a făcut măsurătoarea. Și să întocmească procesul verbal, trebuie să întocmească procesul verbal, îi se va da procesul verbal de cum el posesc cu domnul Lăpustă și în momentul în care încalcă Balcan măsurătoarea respectivă, se dea domnul primar. Domnul Lăpustă, și la momentul din față că a fost domnul primar, va și le pasă acolo în coadă. Domnul Lăpustă, el zic acolo la sală, se pare că va și le pasă în coadă. Eu cum să iau un primit cu acolo respectiv? Ai plătit concesionare? Da, domnule, am plătit! Domnul primar, acolo domnul Barcan încalcă flagrant, pentru că el o schimbă. Da, i-am pus zic, domnule, nici nu aia pe cliente. Fiecare se meargă pe pășun. Dacă domnul Barcan nu înțelege să se înțeleagă ei, ca vecini de pagini de acolo, el a făcut schimb cu domnul Mergă. Să meargă domnul Barcan la pășunea lui. Unii i s-au alocat pășunea, am înțeles că i s-au alocat legal pășunea, și omul se intre în posesie, cu toate că o da bani, o plătit. Domnul Murel, dar pășuna este pășuna de galonă jumate. Eu cum să mai intru? E pășuna de galonă jumate, mă. Eu acolo și aia, când astăzi, prima parte, când am de ședință, eu spus că sunt 11 tonii de masă verde. Eu nu mai am 11 tonii de masă verde. Eu nu mai am la aia. Dar pășunea asta se dă pentru pășuna sau pentru posesie? Nu, nu înțeleg, nu știu. Pentru pășuna. Și pășuna de pătrășința cum e? Nu, fiecare Vă spun ceva. Și nu mai vine domnul X sau domnul Y noaptea și personală. El și nu mai vine. Nu cu domnul la poliție, sunt rog, eu sunt numai ei. Poți să spun eu că acolo la poliție și eu. Da, știu. Sunt rog, eu frumos, nu mai vreau la poliție. Eu sunt prin de anul trecut când mi-a costat. Rog, foarte frumos. Dacă vine cu harta, pentru Luginoasa, harta pentru Puiești, harta pentru Șaia, sunt foarte ușor să rezolvat. Foarte simplu. Domnul primar, nu mai intervenie când n-ave cum. Domnul polițai nu intervenie când n-ave cum. Știți ce mi-a spus mie domnul polițai când am fost? O să domnul Balcan Costel, în devăr mășeie, o să are un cuteam de hârtie așa, nu o să scari... Contractare, da. Nu, o să are un cuteam de hârtie așa, să pune la greșeu sau unde să... Domnilor, e din râsul curșilor să-mi pentru pământ. Cum? Cum ăsta plătește și nu poate? Eu tot însă și mi-s. Și oamenii sunt nemulțumiți de el. Din cauza. El și-a luat 8 hectare. Le are în coada Ozoiului. El acolo a fost să-și ducă banii lui, putea să-și le ducă și să-și odată la pășunat. Să spășuneze suprafață. El a mers pe varianta cu Paști, banii la un loc cu oamenii din cârp. Cu oamenii din curând. Așa, de-a lui. Deci pășunatul închiriat, concesionarul, se dă, ce vorbește la domnul meu? Nu te dă poate concesionarul, domnul meu, dar el cum faci? Cumpără, într-o parte faci și fost într-o parte pe parte. Nu te dă oameni și nu te dă problema. Noi în ședință, când am văzut dată ședință, o spus că nu interesează pe care se face acolo. Să punem posesie și așa acolo. Acum, da, și el nici nu se poate să pusă și la ora asta? Domnul meu, în contract prevede ce am o 50. Nu are dreptate, domnul Axelia, vă spun drept. Haideți-vă, dar eu le-am zis acum. Cât timp ați întrebut din ultima aia la fumat? Poate mai și cu trebuie la fumat.
Și faci de cola mai voi. Haideți, stați voi. Ascultă-mă, ăla cu zâmbă. Uite-ți că asta, te țin până ești nici mai deștept. Dacă vrei să înțelegi. Da? Deci, rog. Că comisia e prea mătării. Domnul primar, cu asta. În primul rând, în primul rând, vă duceți la... Și vedeți câți bani vin de ea de la bani. Sau câți oameni au plătit, faceți la sfat. Rog să se dea. Deci, țineți cu bani, oamenii ăștia, oamenii ăia să acum. Deci, trebuie să mă spargeți un pașul. Deci, pentru oamenii care și-au trecut bacii la urmă. Dar știi cum vom ineștiu? Domnul Bizeț. Să se treacă bacii. Să se dea sovatul pentru oamenii care și-au trecut bacii la sfat. Și după aia, ce rămâne? Să se împartă. Dar nu acum afară, domnule. Nu acum afară să împartă. Nu acum. Să vă spunează sovatul de urmă jumătate. Acum aia primării. Acum spune-o ce mai știu. Acum aia primării. Spune-o ce este a oamenilor. Deci, domnul Acosta are dreptate în poziția lui. Nu are dreptate pentru că la primărie noi am stabilit, ținând cont din condițiile de iarnă care au fost, am hotărât, nu că am hotărât, verbal, s-o spus și iasă la Pășuni la 15 aprilie. Normal trebuia să iasă la 1 mai. Domnul Acosta putea să iasă și el la 15 aprilie pe alea 8 hectare, cum și domnul Valcan pe 30, vacile care aparțin cetățenilor din comune, cum au ieșit și ele, tot în aprilie, nu toate, nu mai era aprilie. Și vă spun de ce domnul Axinia nu are dreptate, ce mai spune. Pentru că domnul Lăcustă, o concesionat 8 hectare, pot să facă căsuțe, pot să facă salivare. Așa s-o spune și la mine. Deci, domnul Stiria, o concesionat pe 8 hectare pentru Pășunat, putea să-și ducă vacile la orice oră. Omul a ținut ca să-i crească iarba mai mare, dată în greșământ, o venit la primărie și o plătit, o plătit ca fiecare cetățean din comună, pentru 8 vaci, o plătit suhat și o păscut de avalma cu vacii în cetățean. Domnul Stiria, știu, am o întrebare, domnul Stiria, dacă nu vă spuneați, am o întrebare. Dacă mă tare spui că eu nu sunt corect, Nu știu că... De ce nu m-a pus în poziție la timp? Dar m-a putut și cu animalele! Dacă
Și
ce să fac eu? Cum pot ce să fac eu? E clar. Dați voie acum. Și domnul Ungureanu nu este totuși atât de vinovat, pentru că el a stat acolo inclus pe o perioadă și când i s-a aprobat și lui să rămână. Nu mai schimba de astfel și locul de amplasare a stării. Și eu zic, băi, hai că rămâi omenește, eu am zis o mea. Am hotărât că îi facem cale de acces, că n-avea cale de acces. Ăla o concesionat 30 hectare, el nu mai avea cum să treacă cu animalele la zăpadă. Are calea de acces, am spus că în ziua respectivă îi facem drumul, calea de acces 4 metri. S-o mai trimis la Domnul primar, dumneavoastră vă place ce se întâmplă aici?
Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, singura persoană vinovată, dumneavoastră. Corect. Vă rog să nu mă lăsați în pace. Vă place ce se întâmplă aici? Un om, dacă este corect și șoplănit, și vine la dumneavoastră la primărie și vă spune, uitați aici satele și am plătit, și eu știu sigur că dumneavoastră la anul, știu sigur că v-ați dus și dumneavoastră și Dan Mugurean, consilierul. Și-o mers și poliția acolo. Ce ați rezolvat? Cum ați venit de acolo? Cum ați venit? Să stăpiți distrugii. Domnul primar, exact cum a spus doamna Gica, nu fiecare face ce vrea. Nici în casa mea eu nu fac întotdeauna ce vrea. Așa. Nu fiecare face ce vrea. Acolo are stabilit, acolo stabilit. Nu? Și dacă el este un om corect și își plătește dările și tot, pentru ce îl aduceți în starea asta? Și așa are și alte necazuri, de care poate eu știu și dumneavoastră nu știți. L-am reinvitat la mine. Dar de câte ori le reinvitați? Până vine toamna și nu mai are unde pășuna? L-am reinvitat la mine pentru a discuta problema respectivă. Vedem ce face. Să fii mulțumit cu omul, nu să fii... Cu ce să fie mulțumit cu să fii mulțumit, să nu arătesc treaba asta, nu se poate să cheamă, să fii mulțumit. Bă, dar arătesc treaba. Nu știu, dar este strigător la cer. Și văd că n-am terminat, n-am terminat. Eu văd că chiar dumneavoastră parcă să vrăți scandalul ăsta. Nu, doamnă, nu, nu-mi place niciodată scandalul. Vă mă știți destul de bine. Trebuia de la bun început, când a început scandalul azi în ședință, să-i spuneți. Păi băiete, te duci acasă, ești corect. Mâine dimineață eu sunt acolo cu poliția și cu viceprimarul și cu Comisia de Agricultură, poftim. De ce nu l-ați îndrumat la Comisia de Agricultură? Comisia de Agricultură răspunde de treaba asta. Dar la ce să mergem noi, doamna? Un pic. Sunteți în Comisia. Eu spun ce am de spus, după aia dumneavoastră vorbiți până mâine dimineață, că eu fac. Eu pentru spectacol nu mă duc. Nu pentru spectacol, dumneavoastră trebuie să îl îndrumați pe om. Dacă și să le rezolvați cu problemele. De aia sunteți dumneavoastră în Comisia. Nu luați banii, nu luați spectacol. Eu ieri am venit la ședință. Eu ieri am venit la ședința de la Comisia Economică și m-am uitat, uite, mi-am uitat ochelarii, m-am dus după ei, i-am adus și am citit cu foarte mare atenție. În primul rând să mă apăr pe mine și fără falsă modestie să vă apăr chiar și pe dumneavoastră, care poate de multe ori spine și copii și nu citesc chiar rând cu rând. Și am și eu copii de vârsta lor și am zis să-i apăr și pe ei de anumite lucruri. Și dumneavoastră în Comisia de Agricultură trebuia să-i îndrumați. De-aia sunteți acolo. Doamnă. Nu? Doamna, am spus că a fost de-aia. Domnul Mureanu. Doamnă. Mureanu a fost acolo. Da, poliția. Dacă a fost cea. Poliția. Dacă a stat și-au spus o concluzie. Și domnul primar. Vorbim degeaba. Păi exact. Îmi dați voie să vă spun exact pe aia dreaptă. Pe aia. Unul în spusă, o păscut de-a barba cu vacii cetățenilor, la satul. El a concesionat 8 hectare. El s-a înțeles cu cetățenii din sat, partea asta, cu 50-60 de vaci, că paște o lună, două, și după aia se duce cu tot și îl duc un pic cu cata. Îmi dați voie să termin ideea, că n-ați fost acolo și nu știți, și nu știți nimeni. Deci, domnul Balcan, între timp, o schimbat cu domnul Ungureanu, domnul Merghel, o schimbat cu cata de teren. Nu-i mai dă voie domnului Lăcustă să treacă cu cireada pe respectiva bucată. 100 de vaci, sau câte sunt în... Dar cine da voie? Îmi dați voie, nu-i da nimeni. 60 de vaci. Pe 2 metri, pe 4 metri nu poate să ducă o cireadă pe calea de acces. Corect. Domnul Balcan, schimbând poziția, nu-i mai dă voie să treacă cu cireada pe acolo. Asta e cea mai mare problemă. Deci problema asta... Domnul primar, dar cine e doamna acest domnul Balcan, care are venit să ceva de milioane datorii la primărie? Doamna, vă lăsați să-mi termin ideea. Da. Problema este în felul următor, domnul primar. Dumneavoastră, viceprimarul, poliția sau referentul, ar mergeți acolo, domnul Barcan să treacă în partea lui. Are și adăpătarea respectivă. De domnul Lăcustă, puneți-l în posesie să se... Balcan are la zi plătite datoriile la primărie? Dar de ce i-ați făcut concesionară pe cine e său? Chiar credeți că nu știm? Pe cine e său? Nu, o plătit 300 de
cine a venit, cine a venit și a prezentat la comisia care era, a prezentat. Deci scandalul pornit că domnul Năsuță nu-și poate duce împreună cu cinea, dar nu i-a păscut el, cum să înțeles cu oamenii, să pască toate animalele pe alea o hectare. Dar nu vreau, dar trebuie să-și înțelegem. Nu poți să duci cu 50 de animale pe 8 hectare. Nu. Deci nu, doar hai să înțelegi. El dacă vrea să pască la un loc cu cinea, să-și retragă suharul. Lângă suhatul așa am zis și unii. Dar nu mai zic că așa e cu mama Sânia. Cum unii? Și să plască pace. Așa am zis și unii. Dar 50 de mai ce ai venit? 50 de mai ce ai venit? Cum să fii 50 de mai? Doamna Sânia! Doamna Sânia! Dar știți care este problema? Dar știți că acum unii paști cirea, dar oameni nici 8 hectare nu sunt? Ia vă să pătare! Nici 8 hectare nu sunt! Așa, a venit pe 8 hectare nu merge. Dar aici a venit zic că se căpri și vă și tot, nu? Sâmbătă, domnul primar. Harta, spune tot. Sau duminică. Harta, frumos aici, ca la școală, doamna Jica. Mergem. Și acolo să vedem. Au plătit datorul ce au fost trecut, facem la cei. Doamna, de ce nu pot să fie care trecut? Vedem cât timp de animale sunt trecute a cetățenilor. Mergem și măsurăm suhar pentru cetățeni. Și dacă n-ajunge suhatul pentru vacile lui domnul Balcar, și le duc cum trebuie. Nu ajunge suhar pentru voi, deci, să-și se duc voi să-și duc. Suhar la primărie, nu cum spune ameniți domn Barcan cu vine și le aduce în fața primăriei. Îți particular, poți să-i duc acasă, poți să închirieze teren. Deci am asistat acolo cu dumneavoastră și cu poliția la o mascaradă, la o împingere, la înjurături. Deci noi, Consiliul Local, eu ca și consilier în Comisia Agricol, nu o să mai merg niciodată. Ca să omul și-o plătit partea lui, să-l pune în Balcan și-o plătit să-l puneți în posesie. Și să terminăm o dată cu mascarada. Trebuie rezolvat și cu oile. Deci sunt căsuri care nu au căutat, nu au închiriat, nu au ce căuta. Vreau și eu mai este o să termin acolo. Deci nu au ce căuta. Dacă nu o să înțeleagă, să știți cu oamenii scapul de el. Că nu. Deci oamenii din Ujoia au auzit. Eu am 80 de ani, 70 de ani, nu mă duc să-mi dau cu parul cap. Dar omul să-și pune două uzurari de greunță, nu-i închis cu aia de mână. Ia să văd și eu dacă să duc aia de acolo. V-a spus că o dată așa la urmă. Când a fost treaba cu doamna Mungureanu, când a început și omul zi în animal, atunci îl descurajăm. Când a fost treaba cu doamna Mungureanu, cu stâna Nosoi, când v-a zis, domn primar, oamenii își trec vacile la suhat. Nu este suhat, mai erau 30 ceva de hectare. Nu este suhat decât pentru... Nu! Doamna farmacist o să zic să dea și ei. Cui? Cu doamna Mungureanu. În cazul pentru că nu s-a învățat. Consiliu, am făcut un alt parțiu, vă zic să văd de el. Atunci, vă zic conținul ăsta. Domnul primar, îi dați-mi răspuns acum băiatul ăsta. Când?
Că nu o dea Dumnezeu. Că nu o dea Dumnezeu. Nu, nu, nu. Da. Luni, cum mă nimeni să dai ceva? Luni. 80 luni. Da? Bine. Dar la urmă, o lege și ei. Bine, să trăiesc, vă mulțumesc. Ești viață. Domnul primar, mai este o problemă cu pășina. Vreți să schimbăm pășinul? Pentru pășcănii cu la Bisericiul de Arhitectul Crotaru Scăra. El tot cere fiecare dată când mă trebuie cu el să-mi dă telefon să-i se măsoară. Nu știu cât o procedea, 20, 200 de hectare? Nu. Cine? Sau 15? 10, 10 hectare. El a dat pe greșământ într-o parte și acum a mult ușinia de la ține. Asta e problema. Și problema este că eu am fost în pășcănii. Săptămâna trecută, nu? Nu, nici nu s-au luat, s-a fost pentru mine. Este că de oia pădurarul de fărbedere. Aceea la ajuns ce rupte misiunea să treacă la altă pădurare. Nu trece, păi ia acolo cu scăra. Să vină la altă pădurare. 10 hectare. Împreună cu Rotarul treci și criterii lor, din pământul lui Rotarul treci. Dacă ați mers în pășcănii, țineți cât e acolo, este? Nu mai este nimic acolo. Cât acolo? Acă? Ia, ia, ia. Și el era cu cărdul de oi, în pășcănii, cu ăștia. L-a întrebat dacă e cărdul, pădurarul, îl concesiona 10 hectare. Dar n-are mai concesionare nimica. Eu știu că nu are. Când noi n-am avut pământ ca să trebuie la ei. Eu vă spun că ăsta, vreți să spun Crotar dacă răspunde și se spune el acum? Ce se-i spune? Nu, ce vă spun el? În legătură cu pădurarul, cu oi. Are vreo 120 de oi, cam așa. E pădurarul și a cerut voie să treacă din pădurii. Și când Crotarul spune că pădurarul are concesionat 10 hectare în locul. Dar nu are concesionat nimica lui. Eu am stat o zi. Uite, noi avem o strână. Eu vă cred în mare. Eu vă cred în mare. Dar nu au stat o zi întreagă. Vă vine cu strână sau două care nu au pământ acolo. Păi eu citește la mine. El a stat numai acolo, eu ce treabă. Concesionat cu pădurarul, 10 hectare. Deci problema este clară. Deci viitorul va fi asociația, dar problema acum urgentă, deci va și era cercul de acolo. Cercul din Osoi, nu spun la nimeni. O spunem din câțiva ani, o trimis domnul primar acolo 2 ani, sau anul trecut, o trimis o la farmacie să-i strice gardul, o scrieți mandale, că te cunoști cu el. Cine? La cine este? Acum la cine? A spus, vă duci să vă nu, a spus, trimis eu din mandale. A spus, vă duci să-ți cărbiți un toate să cu el. Băi, tehnică, dar ești om serios, asta acolo. Aici mi-a plăcut 10 milioane, care nu mă interesează.
la ajutorul social, vă rog, domnilor consilieri și doamnelor consilieri, să faceți o comisie dintre dumneavoastră. Nu doamna soția lui, că ea am înțeles că face doamna Grădecară. Da, dar nu respectă legea care... Da, da, da. Bun. Din punct de vedere al activității desfășurate de doamna Munteanu, nu avem obiecțiuni. Bun. Avem probleme. Poți să facem și câteva așa, bun. S-au mai făcut și presiunea asupra oamenilor din ajutorul social din mai multe părți. Asta e exemplu, domnule, dacă știi, dacă nu mă zic, care să zic? Nu mai dau timpul. S-a făcut o presiune asupra unei persoane care i-a luat ajutorul social pentru că a mers la pot și a votat invers. Nu este adevărat. Doamna... Spuneți-mi, ca să verific dosarul. Vă rog frumos. Dacă au un sugerie, să verific dosarul. Deci, nu atât am spus, nu spun mai bine. Dar și numele că nu pot să verific dosarul. Nu pot, pentru persoana care mi s-a spus. O spus să nu spun. Asta e doamna. 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 Domnul Roșu. Domnul Roșu. Domnul Roșu. Domnul Roșu. Domnul Roșu. Domnul Roșu. Să știți că nu o să reasiți nicio persoană scoasă de la ajutor social. Da. Decât în situația în care nu și atunci documentele necesare pentru a-și reînnoi dosarul. Nu și atunci dovada precum că și-o achitat datoriile de aici, legea spune destul de clar, dacă nu are datorii, va fi scoasă de acolo. Niciodată nu a fost dat o persoană îndrivită, nu a fost dat afară de la școlul social. Deci eu mențin ceea ce spun. Vreau să rămân eu. Eu nu vă cred până nu am ce spune nimănui. Atunci-s persoana. Eu vreau să verific persoana. Deci nu spună nimănui. Deci nu-i acum. Nu-i acum. Dar când? Și s-a mai făcut și acum. Când? Spuneți-mi când. În anii de voi? Domnul Roșu, nu puteți spune persoana. Dar cea mai persoana care a făcut presiune, o puteți spune? Nu. Nu. Dar persoana din primărie, domnul Ioan. Dragi colegi, avem un caz deosebit în comună la noi. O femeie operată de două ori, eu astăzi am aflat de treaba respectivă, operată de două ori pe creier, are cancer, nu putem să îi dăm un ajutor social, inclusiv alocația aia de susținere complementară, ea a fost retrasă, pentru că are câteva datorii, vreo 400 de lei sau 450 de lei datorii, da? Cine e asta? Nu am vrut spui, doamnă, de-a mântuit căsătorită nu știu cu cine. Când am văzut-o astăzi, fără păr pe cală, stradă săraca. Nu m-am cunoaștit. Acum am aflat-o, doamnă. Astăzi am aflat că m-am întâlnit personal cu ea, că am întrebat ce cu tine ești așa de slabă. Și mi-a explicat despre ce este lucrurile. Haideți, Fabini, să facem... Și pentru ce noi să poate da? Că are datorii, doamnă, și unde să unde are datorii? Are datorii la primărie. Să-i achităm noi, printr-o hotărâre de Consiliu, să-i achităm datoria asta pe o formă de ajutor, ca să puteți să mutăm să-și ia complementarea, să-și ia... Da, eu sunt de acord, vreau să vă spun că are un băiat care se duce cu ziua să ia medicamentele lui maică-sa și eu l-aștept până face ziua și aduce banii. Și mai mare mila de copilul. Am plâns că l-a făcut pe mea existică. Da. Nu știu că se vede cu tine. Și nu-i dat cu 4 milioane de primă. Nu-i dat și cu mea. Și dumneavoastră puteți să-i dați, hai să dăm toți consilierii și noi, și spun și eu. Hai să facem treaba. Până la dată, 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 până
1500 de mii. Mai mult. Fac un apel la dumneavoastră. Este un băiat care e la Babes Boleai, din Cluj, din comunele noi, nevăzător, vrea să opereze o postă în Italia și vrea să se opereze la... Da. Are nevoie. Deci, s-a arătat cineva, are nevoie de un pic eu. Deci el este extraordinar de inteligent, de la Babes Boleai, la literatură, deci la litere. La nevăzători, probabil. Nu? La secții. La secții normală. Bun, și cum face la secție normală? Foarte bine, are calculator, aude, el îi aude. Și are pe taste care... Vă spun, este foarte bine. Este, trebuie să se înscrie la Casa Națională? No, el nu vrea să... Cum nu? Păi eu vă spun ce trebuie să facă. Deci eu vă spun ce trebuie să facă. Să se înscrie la Casa Națională București și să trece pe o listă de așteptare, nici nu durează mult și se operează, dacă se înscrie și îmi dă numărul de înscriere mie, eu personal mă voi ocupa să nu dureze 5 ani. El s-a scris un site roșu simplu, puteți intra pe site, că care vor să-l ajute. De sănătate nu se uită pe site-ul din astea. Profesor Astele Stoaie, ai un cuvânt de spus la da, da. La nu. Președintele colegii? Nu. 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 Hai din chie. Deocamdată are de spus Bușoi. Deocamdată. Da. Da, cu rămas dumneavoastră la Casa Țării. Deocamdată el are de spus până la urmă. Iar se ia legătura cu asta, răspare și lasă vedem ce putem face. Dacă e... Vă rog, vă rugăm, fiecare, dacă vă cunoștiți ceva. Cine zi? Nu. Păi știți cu cine mai puteți să doare? Poți să-mi dare. Păi de-a dumneavoastră. Cu doctorul... Oficiu. Cum îl chema cu ăsta de la Casa Țării? Doctorul... Ăsta care era la Pionier, de la PD. Șerban. Cu doctorul Șerban. Deci, nu știu de cât. Eu știți pe Șerban? Ei, cu doctorul Șerban. Nu mai piață, că ne spune. Cum umblă în alte localități cu dosare, cu fotografii pe ăsta? Și poate cineva voluntar, dacă vrea o persoană, două, să meargă și cu care de mână să trebuie și cu scripția. Nu mai poți să mergi și pe două. Nici ei nu pot să vin. Nu pot să mănânc și oameni zic că nu pot să facă mare vârf. Vă spun eu, de ce vă gândești? Fac un șenial. Nu vrea să facă vârf, dar nici așa nu scoate. Dacă nu spui, nu faci și comunicare, nu pot. Eu am fost în Italia cu mobilit în țărcărmă. Eu nu știu așa. Da. Eu v-am spus că alea care este corectă și se poate ajuta. Domnul Roșu, domnul Roșu, luni. Da. Nu ne-a pus să amintire. Da. Ca să vorbesc. Da, nu știu. În primul rând, am legătura cu doctorul Șerban. Da, cu Șerban. Și Șerban vă spune ce e. Merite, o vede extraordinar. Ai cuvânt? Da, stai că spun eu cu... Domnul primar, un grup de cetățeni din comuna Ruzunasă... Nu, un pic, domnul Greamă, cum îl cheamă pe aia? Ba... Cum ai spus că Baia Mare? Domnul consilier, dar cum poate trebui să domnul primar? Consiliul local, este problemă. Baboi. Baboi, nu Baboi. Avem una Baboi. Este aia altă. Asta e Baboi Iuliana. Pe asta o cheamă cu G. Lasă-mi apuc amintuile mele. Deci un proiect hotărâre inițiat de câțiva cetățeni din comună nemulțumiți de activitatea primarului, consiliul local, contabile, viceprimarului și îi spun așa un proiect de hotărâre privind îmbunătățirea controlului consiliului local Ruzunasă asupra cheltuielilor banilor publici și stoparea stării de haos care s-a amplificat în funcționarea primăriei Ruzunasă. Având în vedere starea de nemulțumire a cetățenilor în comun cu privire la activitatea primarului, viceprimarului și contabilului șef, precum și lipsa de atitudine a consilierilor din Consiliul Local Ruginoasa față de situația viitoare a hotărârii de Consiliul Local Ruginoasa. Aici cu hotărârii, nu știu dacă hotărârii, ar trebui să cereți explicații respectiv. Nu, din partea noastră, la grupul cetățenilor.
să pui aprobări în Consiliul Local. Dacă nu vrea să nu e drept de hotărâri, dumneavoastră, cetățenii, vreți o informare, cum scriți aici, asupra situației cheltuierii banilor publici și la banilor publici, precum și cheltuielile făcute de contabil la șef a lucrurilor Lătrămara și să vină cu clarificări obligatorii la toate ședințele Consiliului Local din noastră. Deci participi cu doamna contabil șef la ședințele Consiliului și să informeze asupra cheltuielilor banilor. Asta cere dumneavoastră. Nu cer eu, domnule, cere mai mulți cetățeni. Deci mai mulți cetățeni, păi dar m-am exprimat corect. Și deci în fiecare ședință a Consiliului Local din noastră, aici dumneavoastră, domnule primar, stimabili cetățeni, vă solicit să prezentați un raport cu activitatea, precum să, deci activitatea dumneavoastră, precum s-a adus la îndeplinire hotărârii Consiliului Local. Exact, domnule. Deci asta, deci, la fiecare ședință. Continuă, și articolul 3, informarea prefectului județului Iași, cu privire la refuzul de a prezenta, deci, de a nu prezenta, deci, va fi informat prefectul județului Iași, din care semnează domnul Buleu Neculae, Cuțuleac Marcel, Roșu Constantin, aici din față, Lupu Cătălin, Buleu Aurica, Gabriloaia Neculae, Balcan Dan, Liguraru Constantin și Sârbu Constantin. Acum puteți... Dar e Partidul Forța Civică, nu? Sau e PNR? Nu, e societate civilă. Am citit-o. Da, dar am poate putea răspuns. Puneți-l la hotărâre Consiliului Local, că e de acord cu ce? Să dea un hotărâre. Nu este. Dar nu sunt proiectul hotărâre. Cetățenii, când pot iniția un proiect de hotărâre și în ce condiții? Ce noi, nu așa, de asta m-am adresat pe consilier, să o propună Consiliul Local dumnealui. La o solicitare a acestui. Vreți să rămâneți? Vreți să rămâneți? Nu mă de ce s-a de asta i-am dat-o și domnul. Știam când avem șanță de urmă, dacă... Doamna Lucu? Domnul Bureanu, v-ați asumat proiectul de hotărâre? Nu am asumat proiectul, deci l-am citit în fața. Cine a semnat? Nu am semnat nimeni. Deci... Cine din consilieri, cine a semnat? Nu a semnat nimeni. Deci nu a semnat nimeni. Nu trebuie să semnez consilierul, dar dacă virgul în consilier, propui ideea, îl semnează pe Petrică? Îl semnează? Bun. Deci la din septembrie 2013, care toate proiectele se discute în hotărârile Consiliului să spui punerea în aplicare. Până să duci la întâlnire. Până să duci pe zonă, pe zonă, să spui punerea în aplicare. Deci asta pe spui e procesul. Ceea ce spune domnul Rupesa, are de tecuri de plată. Dar m-a dus la cunoștință. Atât, domnule. Trebuie deschis site-ul ăsta a primării, dar azi cumpără domnul cu X un cui, îl treci la contabilitate și îl treci pe site. Sau dacă cheltuie, nu știu ce, da, iluminat sau și el trece acolo, ori și facturică, ori și el să trece pe site. Este clar. Ce trebuie să hotărâi? Trebuie să respectate niște legi. Nu trebuie hotărâi. Vă repede la transparență, domnul. Ce să mai discutăm? Site-ul redeschis și fiecare da, partener... Cetățenii ăștia au cerut niște trei articole. Să se uite pe site. Domnul primar, să informeze pe care... Domnule Onescu, vorbesc. Deci domnul primar, asta o cerut. Domnul primar, să dea o dare de seamă asupra hotărârilor poziției local. Dacă să se uite pe așa. Domnul Grean, nu mai mulțumesc. Nu mai, dar am văzut domnul Grean. Dar o să-i las domnul Petrec. Asta. Asta este, nu trebuie să o semnezi, deci trebuie, este legal, trebuie legalitate. Păi așa, tu nu înțelegi că doamna contabil se prezintă în fiecare lor aici, domnule, și tot trebuie. În fiecare zi, nu în fiecare lor. Când fiecare zi, când aveți semnezi din consiliu. Este clar, ce mai spune. Domnul primul, ați venit cu o propunere dacă o să fac poate fi mai exactă. Mă rog frumos, în continuat, doamna secretară, în fiecare ședință, dacă se poate, să nu se facă un control cu alcotestul, ca să nu mai vorbim toți bani cu bănii și... Așa văd eu ședința asta. Și persoanele care pare să ne văd. Da, adică eu. Deci, pune-mi eu vin cu o propunere, foarte bun, foarte bun, foarte bun. Eventual și un control psihiatric. Da, da, da. Dar pentru toată lumea se facă. Suntem acuzați cu... Bun, bun.
jandarm. Patru jandarm aici. Vreau să contez ceva de aici, care este legat de consilier. Deci dumneavoastră ați scris așa. Proiect de hotărâre pentru îmbunătățirea controlului Consiliului Local Ruginoasa. Deci să ne îmbunătățim noi controlul, noi cei 15. Da. Și după aia ne spuneți așa, aici, având în vedere starea de nemulțumire a multor cetățeni din comună, cu privire la activitatea primarului, viceprimarului și contabilului șef, precum și lipsa de atitudine a consilierilor consiliului local. Eu nu cred că am avut lipsă de atitudine. Ca să aducă colchetul, jandarmi și așa mai departe. Și mai ales sunt din sat la oameni și ceri votul. Este la ei omul ceri votul. Aceia și jandarmi aici. Unde ești eu rușinii, băi? Auziți, are dreptul să vă dea dumneavoastră să îl dați sau să nu îl dați. Dar eu nu sunt de acord. Pentru că e acord, puneți-l la vot. Dar nu mă bărim ce am văzut. 70% din numărul de consiliere. Dar ce să se spune la vot? Asta nu se poate spune la vot. Ăsta e și proiect de hotărâre, care trebuie introdus. Dar dumneavoastră, ați votat la trebuia să fie azi aici. Ce ați discutat dumneavoastră la primul punct? Ce ați discutat dumneavoastră azi? Aprobarea procesului verbal. Aprobarea procesului. La pentru ce? Pentru procesul verbal. Știu ce problemă ai ridicat cu banii de domnul Umbreanu, știu ce problemă ai ridicat? Era pe câmpă. Nu era pe câmpă. Da. Adică primăria Ruginoasa nu are datorii. Da. Da, bun. Nu trebuie să te iei. Domnul primar nu trebuie să te iei. Să-ți dai contabil la trebuie să te iei. Aprobarea cu domnul președinte. Nu mai pun la prostului, nu-i nimic. Lasă medicat. Da, domnul. Mulțumim. Asta. Tăiem consilierii, papii originali. Mă lăsați să vă spun ce-a făcut, dar înapoi. Deci asta e așa. E un proiect de hotărâre și trebuie să mergeți cu proiectul ăsta de hotărâre la una din comisiile. Păi da, în regală, domnul Bunea. Dar dacă... O lună de zile în urmă. Are o lună de zile. Are o lună. Știți că are o lună de când e la el? Și ce înseamnă? În legătură cu prezența doamnei contabile la ședința din Consiliul Local. Ținem că doamna contabilă face parte în aparatul program al domnului primar. Deci noi, Consiliul Local, nu putem impune doamnei contabile să vină la ședință. Ținând cont că îi facem în afara programului de lucru. Deci, după propunere, dacă dorim ca contabilă să fie prezentă la toate ședințe, haideți să facem ședință în timpul programului. Ca să o avem aici. Și nu numai cu doamna contabilă, avem și cu Cristina, avem cu toți, îi avem aici. Deci noi putem noi opri după 8 ore de program, că totuși la contabilă e muncă. Să mai stea doamna contabilă aici în 3-4 ore. Dar dacă trebuie să se stau bugetul, deci dacă dorim, deci noi putem noi noi Consiliul Local, contabilii să fie să stea... Legea nu trebuie. O știi chiar bugetul, e lucru omul, e lucru omul. Da, sunt cazuri că la buget, la asta normal. Dar nu putem la fiecare ședință să impunem să devină. Da, la fiecare ședință discute despre bani. Da, face ședințele pe voastră. Numai bani vedeți în față. Da, bani, bă, bani. Da, dar mi-a dat tot bani, vei, tot aici mult. Facem la ora 5. Încerc să-i tot din bun, viața nu mai sunt bani. La ora 5 te facem ședință și vreau să-l dăm. Fii și doamna contabilă. Nu? La ora 2 se fac ședințe și vreau. Da, are cuvântul doamna contabilă. Spuneți și mie că haideți un pic, ați zis ceva, să schimbă Aduceți un polițai, că îi stau la linia continuu, știi? Aduceți un polițai aici la ușă, îi stau la linia continuu. Știți unde vine continuu? Îmi pare rău, domnul consilier Cernăuțean, că trebuie să nu vă dau dreptate. Nu are nimeni pretenția ca doamna contabilă să vină la toate ședințele de Consiliul Local.
când se discută ceva legat de bani, de contabilitate, dumneavoastră legal trebuie să fie aici. Noi nu putem să obligăm pe dumneavoastră să vină aici să-i cerem consultații despre problema banilor, despre probleme economice, pentru că eu nu am profesie. O primar nu ridicați mâna până nu te rog. Păi da, ca să știți că așa. Dar bine că, așa, și dacă bine, când îți ședințele astea pe probleme de bani și de probleme economice, a doua zi, domn primar, să-i dea o jumătate de zi liberă. Să stea acasă, să se odihnească dacă s-a obosit așa de tare. Dar bine că, doamna contabilă, mă poate pe mine obliga cu un asemenea proiect de hotărâre, da, că așa trebuie să îmi asum eu răspunderea, 15 consilieri să iau asupra mea să mă însușesc, auzi? Mă mai și atenționează să mă însușesc toate datoriile și asta. Deci dumnea ei are dreptul prin lege să mă oblige pe mine, să îi ridic eu mâna ca să îi treacă ei, cum se cheamă asta, ziceți, cum se cheamă? Inventar, bugetul, să-i treacă dumnea ei execuția bugetară și când a venit Curtea de Conturi, în referatul Curții de Conturi scrie nicio execuție bugetară din comunarul Cinoasa nu este corectă. Și fără lipsă de modestie vă spun, sunt singurul consilier care nu i-am votat nicio execuție bugetară. Și să nu ne sfideze, să nu se șteargă cu dosul mâinii de noi, pentru că noi nu o chemăm aici, nici s-o bagi. O mâncat-o cineva pe doamna de la taxe și impozite astăzi, dacă a venit aici, că a fost vorba de taxe și impozite? I-a făcut cineva ceva? Femeia așa ce timp treaba, au plecat frumos acasă. Dumnezeu, ei nu trebuie să vină în toate ședințele decât atunci când discutăm probleme legate de profesia ei, nu? Mulțumim, ai cuvântul. Doamna Consilier, aveți dreptate ce ai și spuneți dumneavoastră și vă asigur că la toate ședințele, când o să fie problema de... De bani, da. Bani, o să fie prezent aici. Mulțumim. Doamna, vreau să revin asupra faptului. Dumneavoastră sunteți pionul principal, sunteți șeful lor, comandul directorul lor, comandantul suprem aici și v-am spus în nenumărate ședințe. Avem o nelămurire la compartimentul de asistență socială și am să mă leg în primul rând aici. Nu le chemăm odată să vină să ne spună și nouă ceva. Am terminat cu el. Peste două săptămâni avem o nelămurire cu băiatul ăsta, domnule, care merge la măsurat în primăria asta, mă lăsați să vorbesc. O chem pe doamna Baltan, domnule, să o mai fac și eu, să vă știu Gheorghiță. Doamne, ce ați mai măsurat, ce ați mai mulțumesc, nu mai veniți decât peste trei luni. Cristina și ne mai spune și ceva de la sala polivalentă. Deocamdată vine un director de școală și ne spune ceva, domn primar. Și noi o să fim puși la puncte, când ne întreabă un cetățean, vom, să mai știm și noi câte ceva. Eu una, nu știu, eu nu am multe probleme. Și nici cu probleme. De asta am știut cu bărbat. Pierd puneți la colț primar. Păi ce-i cheltuie, cât de deplasare ai, cât telefoane. Dar să fie pus la colț. Să puneți. Să fie pentru că are acum de făcut o situație deosebită pentru finanțarea de, cum se cheamă alea, la centrul de zi. S-au adus toate materialele și el l-a prezentat împreună cu cei care au făcut finanțarea documentului la... Sunteți vinovari, vreau să vă dau un răspuns la treabă ce și spune dumneavoastră. Este perfect ce și spune. Dar vă rog dumneavoastră, când aveți nemulțumit în ședința asta, vă aduceți să aminte ceva. Spune, în ședința următoare, vă rog frumos să fie asistentul social, fiind confinat, da, spus de el, da, nu? Da. Și la următoarea ședință, hai să aprim un punct. Nu la următoare, probleme de rezolvat. Dar să spunem, la ședința următoare, vreau să fie un mare pentru următoarele probleme. Dar cum se poate face? Eu am anunțat o Nu, nu, nu. Dar nu. 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 N
Spidari. Spidari. Pleacă, domnule. Stai aici așa și ascultă. Domnul... Vă rog frumos să aveți o atitudine civilizată. Civilizat? Cum aș fi mi-a dat? Mi-a dat șapta de pe cap? Nu, 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 aici, da, da. Eu mi-am cerut scuze la colegii mei. Unde eu am o problemă. Da. Am o problemă. Da. Și așa mai de față, nu pot să-mi iau șapca de pe cap. Da. Păi așa ați fost educat, nu vă luați șapca. Nici așa din atare, domnule, nu vă luați. Ei, bine. Am mai fost educat. Doamnelor și domnilor consilieri, ce a spus domnul consilier în Mureanu, n-am discutat din locul prealabă cu dumnealui, dar are efectul de aceea. Domnul primar, domnul fuge de idealarea poartei în fața Consiliului Local ca dracu de tămâie. Nu vrea să dea raport lunar, cum i-o zic, ar fi foarte bine. Domnule, s-o luat următoarea hotărârii. Am stabilit să facem următorul lucru. Cât, domnul primar, ați început să o duceți la îndeplinire hotărârea sau nu? Domnule, n-am început, rămâne, vă raportez în luna viitoare. Nu vrea. Dar dumnealui, de 12 ani de când este aici, domnule, dacă scoate în înregistrați acolo, o dată pe an, dar nici într-un an din ăștia 12, când este primar, nu dat un raport care potrivit legii, articolul 215, articolul 62, mi-se pare. Trebuie să dea un raport anual în partea consilierilor, în fața Consiliului Local, cu privire la starea economică, socială și de mediu a comunii. Totdeauna v-ați schimbat de treaba asta. Am hotărât soțisoane numărate ori. Domnule, nu avem asfalt, nu avem petrol. Domnule, dar nici cu un grede nu se poate trece pe drumurile astea, măcar de două ori de an. Să dau domnule, dar s-o strica mai tare. Mai tare s-o strica. Păi da, nici, păi da, și nu s-a pus cu lucrarea cum trebuie. Sau, păi da, se vede să fac, nu? A terminat? Să cheltuie, nu mă luați pe mine, așa, cheltuie. Tot raportăm aici că avem datorii la școală, avem datorii la canalizare, avem datorii la stadion. Am făcut la casa, la IAS, aici, la Palatul Culturii, am cheltuit 600 milioane cu apa sâmbenii, s-au dus acolo, sunt necolmători. Și acum profitim, îi trezim că lucrarea asta de 600 milioane bani dați în bânt, n-a dus și niciun beneficiu cetățenilor comunilor. Domnul primar, când îl atenționez cu trebuie ăsta, sare ca azi. Și zici că cineva e ceva cu dânsul. Nu, domnule, asta și vă rog să menționați acolo, doamna secretar. Eu împreună cu mai mulți cetățeni, deci facem asta, semnăm, și ne ducem la Consiliul Județean, ne ducem la DNA, ne ducem la primul ministru, ne ducem la Parlament, dar cum ați zis treaba asta, nu zic, domnule, poate noi n-am știut că domnul Bleu, pentru că aici vorbim ca la autist. Vă mulțumesc pentru un ordin de pasare. Da. Domnul consilier, Deci ne-am făcut 5 comune, așa. Deci nu se cheltuie bani degeaba, da. Nu se voi și nu se fură și nu așa mai departe. Da. Astăzi am fost cu elevii școlilor, toate școlile din comuna din asta, la Monumentul Eroilor. Am depus coroane, am avut activitate, au fost cadre didactice, deci cadrele muncesc. Și copiii din comună fac 5 comune. Am avut activitatea la Centrul Cultural împreună cu doamna Cristina Axinias, am avut invitați, deci ne preocupă cultura, că sunt și eu președinta Comisiei de Cultură. Și vreau să vă mai aduc la cunoștință, că în ziua 3, duminică, 1 iunie 2014, cadrele didactice, domnul Buleu Bărbuță, nu luați hârtiile de pe masă. Și domnul Buleu Bărbuță, nu luați hârtiile de pe masă. Eu v-am ascultat, nu v-am întrebat, vă rog mult. Acum trebuie să-i facem controlul, da. Deci în ziua de duminică, 1 iunie, vă rog... Am făcut propunerea de lucrurile la suscriptul de astăzi. Domnul primar! Vă rog, nu știu ce v-am ascultat. Lăsați-o pe doamnă slugă. Deci în ziua de duminică, 1 iunie 2014, cadrele didactice și ale școlilor din comună vor finaliza proiectul literar-cultural Crâmpeie de Lumină, care va avea loc la Centrul Cultural Ruginasa.
Acest proiect s-a derulat în parteneriat cu Primăria Ruginosa, Centrul Cultural Ruginosa și Asociația Universul Prieteniei Iași. Menționez că prin finalizarea acestui proiect va avea lansarea unui volum cuprinzind creațiile literare ale elevilor. Eu am făcut rost, dar numai de unul deocamdată, o să fac mai multe și o să le dau la dumneavoastră să ajungă să vedeți. Deci, creații literare ale elevilor din școlile Ruginosa. Și, ca autoare, sunt doamnele profesoare de limba română din toate școlile. Petronela Angheluță, Georgiana Alexandra Vasile, Alexandra Vasile, și Maria Nicoleta Rotari. Deci, se muncește. Nu dumneavoastră sunt autoarele scrisului literare, ele coordonează. Creațiile sunt ale copiilor. Se poate vedea. Așa. Intitulat Reflexii de lumină, inocență și imagine. Și un program artistic susținut de elevi. Deci după ce vom prezenta, vom face lansarea acestei cărți, vom susține și un program artistic la Centrul Cultural. La această lansare de carte vom avea invitați scriitori de prestigiu din Iași, și anume domnul Horea Zilieru și domnul Emilian Marcu, iar din Republica Moldova, doamna Diana Vrabie și președinta Asociației Universul Prieteniei, doamna Rodica Rodean. Pentru buna desfășurare a acestei activități avem nevoie de următoarele materiale. Tipărituri, sunt volumele care le-am tipărit la tipografie. Avem și sponsorizări de partea domnilor scriitori, dar ne mai trebuie. Articole de publicitate, afișe, invitații, diplome copiilor, cadouri pentru copii implicați în derularea proiectului și un pahar de suc pentru acești copii. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat și vă așteptăm cu plăcere alături de voi la finalizarea acestui proiect literar. Vă arăt și un afiș care este la Centrul Cultural și în școli. Și cu această ocazie vă ofer și câte o invitație. Dacă aveți plăcere să fiți alături de noi, duminică la ora 12, la Centrul Cultural Ruginosa. Că-l puteți. Deci se fac lucruri frumoase pentru Ruginosa și în școli și cadrele didactice muncesc și copiii, deși nu numai cadrele nu fac nimic. Îmi cer scuze că am învățit, dar cu discuția de astăzi vă spun sincer nu. Da. Deci, dacă aveți plăcere, cu ocazia asta e și ziua de 1 iunie, ziua copilului, deci avem mai multe astăzi, mai multe evenimente deosebite. Vă așteptăm. Astăzi pot să vă spun că la cimitir m-am simțit cam prost și chiar am spus că n-a fost nimeni de la primărie alături de noi. Nimeni. Au fost numai cadre didactice, copiii și atât. Deci nu sunt eroi pentru domnii consilieri. Nu sunt. Da, dar mai eu. Această problemă, sigur, are problemele de a trebuie să fie pentru proiect de hotărâri ca să dăm niște bani legale. Mi se părea normal. A doua. Nu spuneți că nu poți să fie la cimitir sau la asta. Nu poți să fie la cimitir. Ați fost? Nu, mamă. Nu am încălzit. Să avem presa la spatele nostru ca să fim informați. Și tot, toată cea ne-i feric de una de altă. Deci este corect, trebuie ceva legat. E normal că trebuie niște bani, niște cheltuieli. Păi normal că... Da, dar noi am aprobat. Deci cheltuielile astea se fac pe toată lumea. Ședința anterioară s-au aprobat și pentru ceva la regiune. Da. Deci nu se fac așa. Cheltuielile astea se fac toată lumea. Poate să facem provocări în evenimentul ăsta. Păi eu m-am prezentat un referat. Am fost deja referat. Dar vă primim din partea primăriei. Am înțeles la doamna profesor și s-o primit din partea primăriei ceva pe lumăț. Pentru proiectul ăsta am vorbit cu lumăț. Nu uitați, dragii mei, că în ianuarie, când au fost zilele școlii Ruginosa, s-au stabilit destul de clar. Acum dăm pentru școala Ruginosa, pentru că sunt zilele școlii, iar când școlile celelalte vor face, atunci le vor ajuta și pe ele celelalte școli cu bănuțul care trebuie. Știți destul de bine că așa a fost înțelegerea, dacă pot să spun.
Domnul primar, dar eu am vorbit cu doamna rectoare. Da, am deci la prima rectificare de buget din fonduri proprii, o să completăm dreței cu suma care, care am spus noi conștiri. Niciun fel. Iar mâine, mâine, doamna directoare, se ia legătura cu domnul Vicic, eu o să mâine, pentru a primi și ceva. Deci asta nu este meritul meu, este meritul copiilor din Comuna Rușinoasa și a doamnelor profesoare de domnul. Da? Domnul primar, am o rugăminte la dumneavoastră, legătură cu referatul care l-au făcut domnii invitați, domnul Buleu, domnul Roșu și asta. Am auzit doamna contabilă, o să fie invitat, nu o să fie proiect de buget, de finanță și asta. Ceilalți, referent cultural, n-am auzit la dumneavoastră. Dacă sunteți sau nu de acord, prezentați în fiecare ședință sau măcar jurnal, mai cum era? Ca să terminăm într-un ton mai plăcut și dumneavoastră. Cum era? Vreau, o știți și care sunteți mai vechi, știți destul de bine, o dată pe trimestru se făcea prezentarea tuturor hotărârilor care s-au executat și care nu s-au executat. Ca să terminăm într-un ton mai plăcut. Iar cu privire, la raportul pe care îl dau așa, știți destul de bine că țin în ianuarie tot timpul raportul respectiv. Nu, dar am fost o tăcință. Nu, nu mi-au prezentat în fiecare an. Dumneavoastră nu ați fost consilier și nu știți. Nu, dar am fost, dar și nu cred că nu puteți suspecta că la i-aș ține partea domnul primar, dar asta e adevărul. Domnul consilier, de care vreau să-i dată de 2014.